În România nu se testează, nu se mai testează. Mă uit la raportările zilnice și văd tot din ce în ce mai puține teste. Credeți că este aceasta o strategie a guvernului care să arate, nu știu, să sugereze că până și pandemia a fugit din România? Să glumim așa? Da, da, pandemia a fugit de frica guvernaților. E totuși o strategie, ar putea fi o strategie. Da, eu acum tot ca să într-un spirit de glumă, probabil că au fugit după ce au văzut diferiți lideri politici care și-au etalat, s-au etalat în timpul vaccinării, ceea ce nu mi s-a părut deloc normal. Eu cred că pot să comunici un pic diferit lucrurile acestea. Dar revenim puțin la chestiunea asta pe care a spus-o dumneavoastră. Da, avem o gravă problemă. În primul rând, Partidul Social Democrat a spus foarte clar că ne trebuie o campanie națională de vaccinare și că vaccinarea de vaccinare și o campanie națională de testare și că testele trebuie să fie gratuite. Este clar că a existat o perioadă, cel puțin în preajma vacanțelor, când oamenii și-au plătit singuri testele respective. 200-250 de lei, foarte, foarte mult. Acum nu-și mai permit respectiva testare. Eventual își cumpără prin diferite surse teste rapide care sunt mai mult sau mai puțin concludente, în timp ce de cealaltă parte Ministerul Sănătății prin DSP-uri nu testează proactiv. Adică ei testează dacă există un contact. Am auzit ultimele informații că nici măcar nu mai verifică dacă oamenii stau la domiciliu, nu mai verifică contactii. Deci clar este o gravă problemă. Deci în contextul în care a scăzut numărul de testări disponibile în sistemul național de evidență, este important ca Ministerul Sănătății să elaboreze o nouă strategie cu o testare preventivă, cu anumite categorii țintite, cu testări periodice, de exemplu pentru personalul public, de care se întâmplă lucrul acesta, în mod special pentru profesori dacă redeschidem școlile, pentru că e important să știm periodic ce se întâmplă și să avem o evaluare la zi, să lucrăm cu acele companii care își permit să avem într-adevăr un acces la evidențele lor, pentru că de multe ori fac testări în companii și nu avem acces la datele pe care respectivele companii le colectează. Deci clar se pot face multe pentru că trebuie să știm de unde pornim, trebuie să știm care sunt previziunile, mai ales că acum am auzit prefectul capitalei, spunea că va deschide capitala, va deschide restaurantele și mai departe. Ok, sper să se întâmple lucrul ăsta, dar să fim siguri că datele sunt reale. Am văzut și contraexemple. La mine în oraș, în Alba Iulia, s-au deschis restaurantele, din nou s-au închis. Din nou se deschide, adică o inconstanță care afectează și mediul de afaceri și pune oamenii în pericol. Ori despre asta este vorba, predictibilitate. Ori nu avem predictibilitate în modul în care cei care astăzi conduc gestionează situația.